своими глазами. Bine ați venit la biserica noastră, iubiți credincioși. Săptămâna aceasta este prima săptămână postului mare și în vinerea aceasta este 40 de Sfinți Mucenici, sărbătoare mare pentru noi creștini. Astăzi sărbătoresc cei 40 de mucenici, e sărbătoare foarte mare și însemnată. Pentru mine ce înseamnă? Nu foarte mult. Ne rugăm la cei 40 de mucenici să fie rugători pentru noi, pentru familie, pentru întreaga societate, mă rog, pentru sănătate, pentru bine, pentru liniște, pentru pace, pentru tot ce e bun. Noi, prin citirea Sfântului Acatist și a vieții Sfinților Mucenici, vedem că ei au pătimit pentru Hristos și au dat viața pentru ca fi aproape de Dumnezeu. Nu au fost idolatri, nu au fost închinători la idoli, ci au ales calea cea grea ca să ajungă ușor la Hristos. 40 de sfinți, 40 de mucenici. Și ne rugăm pentru dânșii și pentru orpăsații care îi avem. Tot ce este. Sărbătorim de moși strămoși sărbătoare. Nu este nimic deosebit de celelalte sărbători astăzi, mai ales că este post mai strict. Astăzi se binecuvintează după Sfânta Liturghie și Coliva. Astăzi vom citi și rugăciuni pentru a binecuvânta această colivă pentru cei care au postit, au avut un post mai aspru această săptămână. Mâine este sărbătoarea Sfântului Teodor Tiru și iarăși din nou la rugăciuni dimineața și seara la vecernie. Duminică iarăși din nou avem Sfânta Liturghie cu toate celelalte rânduite de către Sfânta Biserică. Felicitări pentru toți creștinii care fiecare am intrat în acest post, să aveți un post ușor și Bunul Dumnezeu să vă întărească în faptele și lucruri bune. Doamne ajută la toți, fiți sănătoși!